Salutare tuturor, să ne faci și bine m-am găsit la un nou mod showcase. Înainte să începem vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți episoade în continuare. Modul de astăzi se numește Paleocraft, mod sugerat de voi, Paleocraft sau mai exact Jurassic mod, pentru că o să ne jucăm astăzi cu niște, era să zic, dragoni. Cu ce o să ne jucăm, Marius? Cu ceva, dar nu spune. Astăzi o să ne jucăm cu... Dinozaurii, hai, merge așa cu mine. Cu dinozaurii. Nu. Hai să începem o dată modul să nu ai prostit, Marius. Bine. Scuze, să repar. În caz că vă întrebați de unde e orașul ăsta l-a construit Marius, ca de obicei, îi place să pună mult efort în muncile, în lucrurile care le construiește. Uite-te. Vreau să mă uit așa de sus, dacă mă lași, îmi dai voie puțin. Hai. Ia uitați. Metropolă, zici că e San Andreas. Bun. GTA 4. Boing! Hai înapoi. Deci, în primul și în primul rând, ce adaugă modul acesta este o dimensiune în care se spawnează dubioșii și respectivii dinozauri. Ok, acum că l-am adus pe Marius înapoi, că el fuge cine știe ce construiește, arată-le oamenilor fosila. Avem nevoie de fosilă. Când venea asta pe SF, nu? Avem nevoie de fosilă care se craftează cu piatră normală, stone, și un os în mijloc. Ce facem cu fosila asta este mai exact că o folosim să aprindem portalul, care portalul se face ca și un portal normal, numai că ne folosim de acest mouse stone. Da, chiar ai făcut foarte bine. După care aplicăm cu fosila click dreapta și apare portalul, corect? Da. E ca un portal de Nether, dar numai cu asta, dar ies din bridge din ea când o spargi. Wow, Marius, ce explicație, wow! Nu e piatra asta care ieșea din bridge din ea? Bun, iese din bridge din piatra. Hai să intrăm în dimensiune după tine, dragul meu, dragon. Pe aici să intră sau pe aici, pe spate? Pe sus. Hai odată, intră! Bun. Și ne-a spawnat într-o lume minunată. Pentru copii. Nu are nimic diferit lumea asta, e mai mult flat, adică este dreaptă. Poate... Dar iarba așa e normală sau? Ce? Uite ce dă de aici, mamă, mâncățăși. Poate, poate că insinuează că pe vremea când erau dinozauri, nu erau prea multe chestii construite, era pur și simplu lumea cum e acum, dreaptă, așa, distrusă, și erau niște dinozauri care se plimbau ei pe aici. Uite poza aia ta, există păsării Minecraft, uite, există acum. Uite, zboară una. Dar haideți să prezentăm noi dinozauri în parte decât să îi căutăm. Avem aici un chest magic. Ia și tu jumătate. Cum să facem noi? De fapt, fac așa. Ia jumătate din fiecare. Nu, că iau cu rotița. Sau așa. Păc, 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 păc. Trebuia să dau eu mai dinainte din creative, dar nu mai contează. Bun, hai să spawnăm primul dinozaur. Ce n-ai bai în mână primul? Unde spawnăm? Avem aici. Torodon. 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 Torodon, hai. 3, 2, 1 și... Ia uita. Scoate niște sunete ciudate, are o codiță. Zici că e viola de câine. Are o codiță ceva mai lungă. Îți place ce sunete frumoase scoate, Marius? Zici că e viola de un câine, ea. Ios. Ce e mai special la... Bă, stai, bă, nu bat... Bă, nu bat, e, bă, dinozauri. E și răful în el. Ia, hai să fac eu repede așa. Dăm asta așa. Bun. Ce mai exact este că ăștia, din ce am înțeles eu, urăsc găinile. Deci dacă ăștia văd o găină, direct sar la viol. Vedeți? Găinușa și sar toți la bătaie. Găinușa. Bun. Din ce am înțeles eu, îi poți tăimui, le poți da tame, dar nu mai știu exact cu ce. Ia să vedem. Ce zbioară, bă, ca femeile. A, nu, 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 nu erau ăștia care puteai să iei ca și animal de companie. Aia, cei care pot, cei care pot să iei ca și animal de companie scrie în chat.
Gen, ai nevoie de raw meat sau ceva gen. Dar ca și idee, aceștia, cum omoară Marius dinozaurii, ei omoară găinile. Și... și dropează fulgi. Mai toți omoară găinile, deci știau ceva cu găinile. Poate pentru că se trag porci, din găinile. Porcii nu-i de omoară? Nu, doar găinile. Spawnează-și tu, următor. Spawnează-i tu. Maso... Vezi că unii o să fie... Maso spondilus. Ăla s-ar putea să fie pentru apă, dar mă rog. A, nu. Yo, uzi, mă! Vezi că te mușcă de față! Uite, intră cu fața în tine. Ia. Bă, ce sunete ciudate scoate. Ăsta ce... nu mă zici nimic. Zici că are niște șosete în picioare, de la picioarele alea. E motanul încălțat. Bagă-l la loc, nu-l omorâi, n-am terminat cu el. Bun, ăsta, nu știu dacă are ceva cu găinile, hai să vedem. Nu ăsta are. Ăsta are ceva cu tine. Tu ai la damage indicator-ul? Nu. Ok. Deci ăsta n-are nimic cu găinile, nu merge să îi dai tame, adică să îl îmbrăzești. Care viață puține, că îi dau one shot, uite. Aproape one shot. Are 20 viață, cred că. Nu poți să faci nimic mai special cu ei, pur și 10, simplu. 10 are, 10. Pur și simplu se spawnează, deci doar câțiva am înțeles că poți să le dai tame. Sau doar unul? Nu sunt sigur. Nu sunt sigur de asta, dar hai, spawnează-l pe următorul. 10 are. Olebi, ce sunete scoate. Dimorphodon. Ia uite! Asta... există pă- de când există păsări în Minecraft? Asta zboară, mai bagă câțiva aici. Asta clar nu omoară găinile. Vină mă înapoi și spawnează aici pe pământ. Să văd și eu. Bate-l Marius, bă, ce ai mă? Parcă ar fi R2-D2 din Star Wars. Mamă, ce mișto, zici că... Na, uite ce mișto e. Ăștia sunt chiar mișto, ar trebui adăugați în Minecraft. Zise Marius. Nu, când a zis Rafael, oare există păsări în Minecraft sau cum ai zis? De când da, există da, păsări? Da, la Tropicraft. Da, n-au nimic special, aceștia doar că zboară și nu pot fi îmblânziți și n-au nimic cu găinile, ăștia nici nu atacă, sunt doar să se plimbe pe aici, nu fac nimic special. Următorul! Dromaeosaurus. Ăsta, am impresia că ăsta, da. Ăsta merge îmblânzit cu raw beef. Aoleu, mâncați aici, nu mai spawn atâția că n-au nimic. Fii atent aici. Bă, deci dacă spawnezi aici găini... Ia uite, bă, cum pat găinile. N-avelea, Marius. Așa faci tu cu fetele? Sari pe ele așa? N-avelea. Deci, și ăștia au ceva cu găinile. Dacă mai țineți voi minte de la primul dinozaur care l-am făcut, acesta este cam aceeași versiune, numai că e puțin mai colorată și, mă rog, e roșu și cu ceva gri pe el. Îți dă XP asta, dacă nu. Poate fi îmblânzit, stai așa să-l îmblânzim pe ăsta. Zice că merge cu raw meat. Asta e tot, e mâncare, na, raw, dar vrea doar beef, na, deci doar raw beef. Și ce, nu mai atacă găini sau cum? Ar trebui să vină după mine, dacă nu mă înșel. Da, uite-l, vine. Sau vine ba, după. Ba, vezi? Se teleportează. Vine... Nu atacă găinile decât dacă le lovesc eu. Da, uite, le dau one shot. Și mobi, ia. Spawnează un mob să vedem dacă l-ataca. Spawnează tu, că nu am mai stau. Hai, Marius, că te miști mai repede. Dacă-l bat pe Marius, merge? Nu, că sunt creativ. Deci, dacă, după ce e îmblânzit, dacă îi dau o lovitură la animal, la moară, nu știu pentru ceilalți mobi, ia. Ia de-i mă, Marius, hai. Spawnești tu sau cea jumătate de oră, că apăsa-mi mai repede. Nu are... Bă, dar ai spawnat, bă, n-am văzut. Bă, dar altceva nu putem, mă, să spawnezi. Tre! Zici că e salam ăsta, tre! Bun, alții mob nu atacă decât găinile. Ok, hai spawnează următorul. Nu, următorul, următorul dinozaur, Marius. Baryonyx. Oh! Ia un tema. Bă, dar nimeni spawna pe toți într-unul, n-ai să înțelege nimic. Ăștia am impresia că n-au nimic cu găinile. Sunt cam măricei. La survival game sunt de asta, să mergi pe el așa. Că n-are, uite așa. Nu poate fi îmblânzit, dacă nu mă înșel, doar ăsta poate fi îmblânzit, doar ăsta roșiatic. Ia scoate Marius creativul și dă-i un pumnul ăsta să vedem dacă te atacă.
Ai set inventory? Tip inventory? Nu contează. Adică Pune îți scad echipa. itemele pe jos, le iei la loc. Scoală, tu lasă fai. Îți dai creative-ul la loc dacă este bată. Dai doar un punct, vezi dacă te atacă. Omoară one shot, cred că. Ai, mă, dă-i una, bă, parcă te omoară în viața reală. Bă. Da, l-a popat. Unde mă spawnă, mă? Du-te, ia-ți itemele la Ia-l loc. dracu cu măta. Dă-ți game. Bă, dar Marius trebuie să-i dau eu, mă, game mod. Dă-mă înapoi. Ai fost și tu un test aici. Păi nu mai știu ce dinozaur spawnai. Că mă cânt pur. Asta că-i pui și vezi. Până-l pe următorul. Unii o să fie și pentru... Citipati, ăsta-mi place, mi-e citipati. Ce n-ai sunete scot, mă, ăștia? Deci, e ce Marius? Marius! Asta e un fel de Da. curcan? Citipati. Marius! Marius ăsta strigă numele. Ăștia sunt un fel de curcani. Gâl, gâl, gâl. Curcanul. Marius, curcanul. Nu pot fi îmblânziți dacă nu mă știu. Stai, mă, îi speria pe toți. Avem nevoie de un test. Da, nu pot fi îmblânziți. Ăștia omoară și ei găinile, deci au ceva cu găinile. Marius! Ia o se zice. Trece la următorul mob. Marius! Da, de următorul. Wow, da, ăla chiar e un dinozaur. De la următorul. De ce strigă dinozaurul ăsta pe Marius? Uite asta. Te uiți? Oh Holy my god, fuck! și asta mă mâncățești. Uite cum Cum, merge cu bă? picioarele, văzuși? Cu de asta ar trebui să mă spawnez, mă, pe Survival Games la spawn acolo. Să distrugă mapa, Îți dai așa? seama cum se aude? Asta Aoleu. gliciuiți ăștia, că merge să intri în ei. Da? E, te intrai în textura lor. A, credeam că merge să mergi pe el. Era chiar tare. Ia, Ăsta ia, ia n-are despre nimic ce cu, îngrea aici. n-are nimic cu găinile. Observ că ăștia mari nu prea se ocupă ei de găini, dar bat playerii foarte repede. Na! Dă-ți creative. Gata, dăm înapoi. Și ia-ți itemele la loc. Păi ei nu mai trebuie să mai am nimic. A păstrat totul la mort. Ce nebun, mă. Olou, ce sunet de scoate, bă, ăsta. Pește! A dropat pește. Ai văzut, mai ales pește. Hai, spuneți următorul. Dinozaur. Mă, crezi că ăsta a făcut un păianjen. Spune asta. Doamne, ce țigănie aici, n-am văzut așa. Ok, poți să spawnezi 1, 2, nu 500. Au ochii albaștri, uite. Îți plac ochii albaștri? Și acum, cum îmi dau seama dacă... Marius! Ăștia nu atacă găinile, nu pot fi îmblânziți. Și ce naiba să ăștia? Deci Cam că ca tipul prima de rele. versiune aia, cam ca ăștia, numai că sunt mai micuți. Da? Și în fel de șopârle. Șopârle! Spaneți următorul. Trebuie să fie câțiva și pentru apă, unul sau doi dacă nu mă înșel. Cred că ăsta e. Du-l în apă. Dar undeva mai multă apă, nu aici, nu aici, nu aici. Bă, nu ai... Aoleu. Uite aici. Bă, dar ce zici să-i spawnești tu la suprafață, nu la fund? What the fuck? Iau, mamă, ceea ce zici că sunt numai rechinte Ce aici. zici să spawnezi la suprafață să-l vadă toată lumea? Sau în munte. Păi de cum să... Ăsta, la fel, n-are nimic cu Ia găini des și sau puțin creativ. altceva. Ia des puțin creativ. De ce? Dă-ți puțin creativ. De ce să mă omoare ăștia? Uite cum sare aia pe găina în apă. Dă să vezi la ce bloc te atacă. Uite, dacă stai aici, ești mort. Hai mă, vrei să da? Nu-mi Stai scoți aici, ochi. stai aici pe mare. Unde mă? Holy fuck! Ce cap în gură mi-a dat? Da, erai pe mare, văzuși? Așa mi se întâmplă mie, trecui picul pe parcare și mă omoră ăla. Deci unde mă? Hai să luăm astea la Ce ai loc. făcut? Super! Intervenții, Marius. Spanează următorul. Mai vreo unul? N-ar trebui să mai fie unul? Ăsta? Nu știu că nu te văd. Bă, dar ai făcut aici țigănia, bă. Nu.
E că nu mai ai a fost nici... ultimul? Mai era vreunul de apă? Bă, mă bate ăsta! Mai era un pește de apă, ăsta. Nu ai bă știe, dar stai așa că mă bate ăsta. U, ce râd vecinii, n-ai stres. Ăsta cred că mai e. Te mișcă în grabă, mai ales. O, n-ai bine, știu că e balenă. Mă, cum face, face. Ia bagă-l în apă. Ia. Mă, dar tu ai ceva, poți să spawnezi 50 de ăștia. Ia, ăștia au ceva cu găinile? Nu. Bă, da, vreau să încerc ceva, fii atent. E, uite că se bate chinii acum, fii atent, gata. Ce? Se bate. Care, bă? Na, vine-mi cu ace. Găini, bagă găini. Ce am de aici? Ia bagă găini aici. Blochezi serverul, trebuie multe, mă. Să bate aici un război. Bă, cine-i făcut, mă, dămuri ăștia? Așa se spawnează ei. Miliarde! Hă? Ia dă-și pe o găină, spawn găină. Mamă, dacă reușiți să spawnezi, mă zici cum sar toți aici la bătaie. Ia bag un golem de la, golem de la. Păi de ce? Sunt dacă se bate. Bă, dar și ce mă zic toți, Marius? Bă, nici nu merge să-l spawnezi, ești nebun? Nu merge spawnat. De ce? Nu știu, dau click down, nu se întâmplă nimic. Nu merge, Marius. Dar cam atât cu modul acesta cu dinozauri. Hai mă că nu merge să spawnezi niciun golem. Dogoreala, ia fete că spawnezi dogoreala. Bă, ăștia nu se bat mă, n-auzi? Hai mai încercat să-i face toată să bat și nu se bat. Bun, aici încheiem și un episodul, am prezentat cam tot ceea ce este legat de acest mod Jurassic. Vrem să lăsați sugestii în comentarii și poate alegem data viitoare sugestia voastră, cum am făcut și de data aceasta. A fost sugestia unui abonat care a lăsat un comentariu cu un mod. Sperăm că v-a plăcut acest episod, mulțumim pentru că ați acordat și ne vedem data viitoare.